Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Star Wars. Astăzi o să filmăm o sesiune de gameplay. O să începem un let's play. Stai așa, să dau muzica mai încet. O să începem o sesiune de gameplay, adică un let's play din Star Wars Jedi Outcast, care mi-a plăcut foarte mult. Un joc clasic care nu va muri niciodată. Și ce să zic, hai să dăm drumul mai departe să vedem ce descoperim. O să joc pe Padawan pentru că nu vreau să fac Jedi, nu, e prea mult pentru mine Jedi, Padawan e suficient. Că oricum ăștia sunt greu de omorât. O să jucăm pe Padawan și o să începem un gameplay. Long time ago in a galaxy far away from space. Bun. Aici arată ca la film deja. De jocul ăsta e mortal. De crimă și pedeapsă. Campania de la asta e mortală. Preparing for final approach. Whatever's causing those transmissions, it's not showing up on any of the sensors. This Imperial outpost looks as abandoned as reported. It's as dead as the rest of Kejum. Mon Mothma must be getting paranoid. She never used to send pros like us out on blue milk runs like this. Kyle, Jan, greetings. Mon Mothma, Kyle was just talking about you. No doubt. I bring troubling information about your mission on Kejim. I hate it when you say troubling. We've managed to decode a small fraction of the transmission we intercepted earlier, and, well, listen for yourselves. I will fire. Shadow. We may have to use the value of the Jedi to be reborn warrior. The value of the Jedi? Reborn? We believe this transmission was intended for Galak Fire, the suspected leader of the remnant forces in that sector. It's probably nothing more than a couple of soldiers telling tales around the glow lamp. But as you are the only survivors of the Valley of the Jedi incident, I thought it only fair to warn you that this mission may be more dangerous than we originally anticipated. Your objectives, however, remain the same. Find out what you can, clear out any remnant forces you encounter, and may the Force be with you. So much for the blue milk run. Shh, I think I saw someone. Am găsit deja arma care trebuie. Bun. Hai să vedem ce găsim aici. Aici avem două mine care sunt puse, nu știu de ce. Să vedem cum se vede cu textura pe default. Tot așa se vede. Lăsăm pe 32 de biți textura. Bun. Așa.
unde trebuie să mă duc. Trebuie să căutăm o intrare pe undeva. Uite, pe aici ar trebui să fie intrarea. What was that? Great. Get someone there. Get him. Get him. That's one less bomb to deal with. Blasters aren't going to do much good against that. I'll see if I can find a way to get the door open. Wait here, Jan. The blasters are offline. I need to get them powered up. Usually has pretty tight security. Make sure you search any officers for key cards. Bon. Online. Did that do it? No, but you managed to get everyone's attention. One way to do it. Hai că n-am făcut intrarea deja. Mi-a făcut checkpoint, e bine. De jocul stay here, Jan. Cover our back. Okay, I'll wait here. Don't take all day. Aici unde sunt? Bun, acum ce trebuie să fac? Cred că trebuie să distrug prostia asta de aici. Trebuia să nu trag în aia. Așa. Stay here, Jan. Cover our back. Okay, I'll wait here. Don't take all day. Uite acum. Pe aici n-am cum să mă duc. Nu trebuie să sar. Nu trebuie să sar aici. Huh?
Asta trebuie să o distrug. Dar dacă o distrug, formă sunt dum. Dacă aruncăm o grenadă. Bun, și mai departe cum ies de aici? Că n-am cum. Acum m-am dus aici. Am distrus securitatea, ar fi trebuit să pot să iau pe aici, dar nu, văd că nu merge. Sau merge? A, uite că merge, mă. Uite că merge, am ajuns într-o încăpere diferită. We're under attack! Send reinforcements! Așa. Spread out and find him. I think I'll hang out here a while and see what kind of trouble I can cause. Mai am 48 la viață. Trebuie să am grijă acum. Da. Hai repede. S-a urcat o chilă pe un camion, stă sus pe un camion. Pe o camionetă acum. Sunt și foarte falnic la înălțime. Du-te repede. Să mergi din nou coboară. Stă la înălțime. Admiră priveliștea. Mai ia acolo? Ce? Așa, am revenit. Mai am 41 la viață. Deci sunt roboței. Aici am fost. Oh, vreau să trag în asta. Și că cu side are you on? M-a întrebat de ce parte sunt. Am văzut că trag în ea. Aici am fost. Aici am fost. It's offline. Throw down the
It's offline. Commander, we need help. Mamă, trei mai am la viață. Băga mea și pixul să mi-l bag. It's offline. It's locked. Problema e că mai am trei la viață, deci sunt duri și ăștia le-au omorât. Unde trebuie să o iau acum? Uite, viață. În sfârșit am găsit și eu niște viață. I'm busy, Kyle. Show that the base is divided into three sections. No, flashlight, just to see. Flash it, hoped.
Bun. Looks like an Imperial code. Să mergem sus. Am dezactivat securitatea aia. Bun. It's offline. Bun, aici am făcut ce trebuie. Asta văd că trebuie distrus. E deocamdată în circuit. De o bară de protecție. Mamă, ce e aici? Opa, s-a distrus un braț. What was that? Just another day at work, Jan. Asta erau drone din alea, care erau și în Battlefront, dacă mai știți. Alea de puteai să te respawnezi tu. Să mă vezi și el. Upsi. Upsi!
De aici m-a salvat, fotu-te în gură. De aici. Gata. Trebuie să-mi fac save-uri constant la jocul ăsta, că dacă nu o să mă duc pe apa sâmbetei. Hai frate, unde mă duc? Da. Get behind him.
intrăm la următoare acum. Cum facă puzzle-ul ăsta? Cum poți să fii așa de prost? Dar trebuie să mă uit pe net ca să vă aflu. Nu, no, o zi de Freddie Mercury.
Da, că facem voi următor căutăm pe net. Că aici n-am niciun indiciu care să-mi zică ceva. Keep at this.
Bun, încă l-am rezolvat. Hai să investigăm și restul coadelor, să vedem ce-i pe ele. Că numai așa pot să...
just another day at work, Jan. Come on, let's go. Immediately.
bag tare misi. Suția către soț. Nu am găsit fire de păr pe hainele tale. Așa și? Cine e chelioasa? Când ăsta l-am făcut, avem de făcut unul singur. Jan, I'm gonna need your help. There's an access terminal here, but it's encoded. I'm on my way. Kyle, I'm pinned down. Get back here and give me a hand. Break that code. Nu contează, vă toateți imediat sau uitați 10 ani acolo. Un frigider jos în radio.
Și l-am comprat, acum a stericat, vărsat apa. Bine. V-am zis că o las bază dacă poți să mă. Poftim? Nu continuă, foarte bine. Da. Now this looks interesting. Și mie exist care. Piece of cake. That should get you where you need to go. I'm going to keep at this and see what I can find out. Și eu după aia. Bine, sunt mai interesat. Jan, prep the ship for takeoff. I just want to check out one last area. Meet with the ship. Fire!
Mamă, dar sunt mulți nivele în ăsta. Cum ajung eu acolo sus? Oare pe unde? Uite pe aici. Jeez, it's freezing in here. Aici nu știu cum o să am acces. Am oprit alea. Și aici acum am acces. Looks pretty cold in there. Aha. Am prins ideea. Stai. Iar am căzut. Gata. Who's there?
must find him. Take him down. Mamă, ăsta joc greu, frate. Deci trebuie să termin mai repede nivelul ăsta. Dacă mai avem o zonă secretă. Așa.
Nu e asta. Iar va trebui să mă uit la un video, că nu găsesc nicio cale de aici. Deci nu găsesc nicio cale să ies de aici. Toate ușile sunt închise. Sistemele de securitate sunt distruse. N-am ce să mai fac decât să mă învârp aici ca bou și să nu găsesc nimic. Hai că mă uit acum repede. Aici nu mai e nicio intrare. Aici era intrare. Dar nu găsesc ușa. O, fie mama este să fie. Stai așa că nu uităm acum pe net imediat. Acolo am adevărul. Facem un save aici. Da, m-a salvat, gata. Another day at work, Jan. Trust me, go with the commodities. They're about to make headlines. What about crypto? It has to come back sometime.
Ce simplu era, bă, ce simplu era, stai că facem acum repede. Uite ce simplu era, o luam pe aici. Acum m-am prins. Gata, boss. Acum e... E clar. It's all clear now. Huh?
Uite, așa că aici un jump puzzle. Facem un save aici. Stai, chiar m-am blocat. N-am nicio cale de acces de aici. Au ieșit niște de-astea și nu știu unde să mă duc, frate. Deci, efectiv, nu știu unde să mă duc. E blocat tot accesul aici. A trebuit să deschidă ușa asta de aici. Ia că ne uităm iar pe net. Trebuie să mă uit la tot walkthrough, să-mi bag picioarele. And
aici trebuia să merg. Aici trebuia să merg. LOL, ce prost sunt și eu, când m-am gândit. Pentru că nu mai știu jocul prea bine de-aia. Bun. Acum trebuie să mă duc aici. Uite că s-a desfăcut rampa. Așa. Am folosit spoilere, dar asta e, n-am ce să fac. Aici. Da. Here he comes. Get clear. Watch the line.
Bun, salvăm încă o dată. Thank you.
way I can survive in there. These are droid control. Let's see what this little guy can do. Let's see what this little guy can do. Ah, oh, iată, stând la armură. Blana. Cred că aici e gata misiunea. În sfârșit. Jan, I found an exit. Good. Grab some of those crystals and get yourself out of there. This place is giving me the creeps. Lord Dasan, this is Admiral Fayar. Ah, Admiral Fayar, how go our experiments? As of this moment, they're not going at all. The testing facility on Kajim has been neutralized by a pair of New Republic mercenaries, and they've taken some of the crystals. Mercenaries? Who? Judging by their ship and the conversations our cameras picked up, I believe it was the pilot Jan Ors and her mercenary partner Kyle Katarn. Katarn, eh? This setback could prove to be the answer to all our problems. I'm afraid we haven't been able to decode any more of that transmission. Good. If I put the Valley of the Jedi behind me, so can the rest of the galaxy. So what were the Remnant doing in that lab? Our scientists believe that they were trying to artificially infuse the powers of the Force into living subjects. Those crystals you're holding are very much like those found in a Jedi's lightsaber. Spast! But that's impossible, isn't it? You can't just give people the Force with a machine, right?
Everything we know about the Force tells us that such devices are nothing but the fevered dreams of fools and madmen, Jan. But try telling that to those poor beings you found in that laboratory. Who were they? Colonists from Artus Prime, a remote mining world in the far reaches of the New Republic's influence. Let me guess. Crystal mining. Yes. We lost contact with them shortly before receiving the transmission from Kejim. Now we fear that the colony has been captured by the Remnant. Or worse. Indeed. Without knowing the full extent of the Remnant's plans, or the colonists' plight, the New Republic is uneasy about sending in a full liberation force, so... So you'd like us to sneak in, assess the situation, and call in the fleet if necessary? Yes. You know I don't like messing with this force business anymore. We'll double your usual fee. We'll take it. All right, I'm clear. This meteor storm gives us great cover. Everything's closed up. They'll never see us coming. Good. The colony should be a few clicks out. I'll scout things out from the air while you head into the mine. Give me a shout when you find out what's going on. Will do. Și ne oprim aici. Sper să vă fi plăcut ce am... Hai să facem un save, așa. Sper să vă fi plăcut ce am jucat astăzi. Am făcut un let's play. M-am folosit puțin și de tutoriale, că nu mai știam cum e. De walkthrough-urile făcute de alții, că nu mai știam cum să le fac. Și cam asta e. Ne vedem în următoarea sesiune de gameplay, let's play.